ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Ei știu să spună o rugăciune, au dovedit asta de ziua lor pe 1 iunie. Câți dumovițeni știu însă să se roage pentru ei, copiii aflați în grija statului, părăsiți sau bolnavi, care de la o vârstă fragedă trebuie să dea piept cu indiferența sau răutatea semenilor, chiar a celor care le-au dăruit viața, dar le-au refuzat dreptul la o copilărie fericită. Acești copii nu au petrecut însă singuri de ziua lor. Au fost vizitați de reprezentanții Arhiepiscopiei Târgoviște, studenți și elevi de la Pucioasa. Dumovițenii ar trebui să le urmeze exemplul și să încerce să le ofere acestor copii o lume minunată. O lume cu mult soare și mii de jucării pentru copii. Să înțeleagă încă o dată că nu sunt singuri. Iubiți copii și copiii din Centrul Floare de Colț și copiii mai mari din Asociația Studenților Creștini-Ortodoxi din România, ASCOR, copiii din Pucioasa, toți sunteți copii și noi toți suntem copii, atât timp cât suntem copiii părinților noștri pe care îi iubim cu toții. Reprezentanții Arhiepiscopiei Târgoviștei nu au venit la minori aflați la complexul de servicii sociale Floare de Colț cu mâinile goale, ci cu daruri, pentru că ei le merită mai mult decât alți copii de vârsta lor. În plus, studenții și elevii le-au cântat și ei minorilor. Într-o nu știu care seară, într-o nu știu care vară, într-o nu știu care sar, sub un nu știu care par. Născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi. Acțiunea umanitară a avut loc în cadrul parteneriatului încheiat între Arhiepiscopia Târgoviște și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița. Parteneriat care își propune să facă mai multe lucruri pentru minori aflați în grija statului. Îmi dă o siguranță și chiar și pentru dumneavoastră că vă putem ajuta și după ce terminați școala și după ce împliniți acea vârstă de 18, respectiv 26 de ani. Acest parteneriat ar trebui să aibă o finalitate fericită, altfel spus, minorii să fie ajutați și după ce părăsesc sistemul de protecție, iar cele mai importante probleme sunt găsirea unui loc de muncă și a unei locuințe.